Dacă iubiți tradițiile și dansurile populare autentice specifice vieții la țară, nu trebuie să ratați ediția din acest an a Festivalului Național de Jocuri și Obiceiuri Populare. Ediția 12 este organizată sâmbătă, 8 august, în idicel sat, de către Asociația pentru Cunoașterea Culturii Tradiționale. Întreaga comunitate locală se pregătește pentru eveniment. Și pentru că ea a devenit o sărbătoare a satului, suntem obligați să o continuăm. Este și ceea ce ne dorim. Sigur că depinde de susținerea pe care o avem financiară în fiecare an, dar credem că și cea din acest an va fi una reușită sau foarte reușită. Și aș vrea să menționez că asta se poate realiza cu sprijinul, în primul rând, a Consiliului Local Brâncovenești, cu sprijinul financiar, cu sprijinul Consiliului Județean Mureș și, bineînțeles, a membrilor ansamblului cu sufletul și cu ceea ce mai pot ei în tot efortul de organizare. Și chiar a oamenilor din sat care așteaptă sărbătoarea ei și copiilor plecați în alte părți, chiar în alte țări. Sărbătoarea va începe cu o paradă a Portului Popular și întâmpinarea oaspeților. Începutul va fi în jurul orei 13, deci sâmbătă 8 august la ora 13 în capul satului. Vă așteaptă pe toți, pe dumneavoastră și pe toți telespectatorii, dar și pe ceilalți care nu văd această emisiune. Îi așteptăm cu călăreți, cu cai instruțați și cu pâine și sare la intrarea Nidicel. Scopul festivalului este de a aduce în fața localnicilor jocuri din bătrâni autentice și costume populare cât mai vechi și mai valoroase. Formațiile invitate trebuie să fie prezente în scenă cu jocuri și obiceiuri autentice din locul din care ei vin, cu costumele pe care le-au moștenit sau le-au mai confecționat în ultimii ani, cele care sunt prea recent confecționate și care n-au respectat linia tradiției, nu vor fi în scenă. Aproximativ 10 ansambluri de dansuri populare vin să prezinte obiceiuri și jocuri. Publicul se va putea delecta cu obiceiul Sânzienelor prezentat de ansamblul din Idicel Sat, cu dansuri populare maghiare din Brâncovenești, jocuri din Idicel Pădure, Deda și celelalte voi, reprezentate de grupul vocal din Dedrad, ansamblul din Solovăstru și cel din Luieriu. Participă și Doina Mureșului din Reghin. Dar și invitații din afara județului vor susține recitaluri: Violeta Man, Dorina Oprea, Alexandru Pugna din Bistrița și Cornel Borza din zona Bihorului.